Las Vegas. În Las Vegas vin principal pentru câteva lucruri. În primul rând, cazinouri, pentru că aici este meca jocurilor de noroc. În al doilea rând, vin pentru viața de noapte, pentru că aici sunt cele mai tari petreceri, cluburi, DJ, baruri, femei, bărbați, băutură și altele. Dacă ești american, să te căsătorești, pentru că aparent în Nevada este mult mai ușor din punct de vedere legal. Ați văzut și voi prin filme cum vin unii și se căsătoresc dacă o capelă de aia în fața lui Elvis. Convenții, pentru că aici se fac unele dintre cele mai mari și cele mai importante convenții din lume. Să zicem shopping și motivul pentru care sunt eu aici. Show-uri. Aici sunt unele dintre cele mai bune show-uri din lume. Zic unele pentru că show-uri extraordinare, mai ales de teatru, găsești și mai aproape de noi, la Londra. Dar aici găsești show-uri pe care nu le găsești în altă parte, toate adunate în același loc, zilnic, unele și cu câte 3 reprezentații pe zi. Mi-e greu să vă explic sau să vă arăt, pentru că orice v-aș povesti despre cum sunt show-urile astea sau orice filmare sau trailer v-aș arăta, nu redă nici măcar pe aproape ce trăiești când ești în sală. Nimic nu se compară cu experiența live, nu TV, nu YouTube. De-aia și eu umblu cu turneul prin toată țara și vă tot zic să veniți. Acum, ca să și make a point. Se zice că dacă ești cel mai deștept om dintr-o cameră, nu ești unde trebuie. Adică trebuie să cauți să înveți de la cei mai evoluați decât tine. Da, e mult mai confortabil să fii vulturi printre ciori și majoritatea oamenilor aleg calea confortabilă. Dar evoluția începe dincolo de spațiul tău de confort. Nici prima dată, nici ultima dată când vin aici să fiu inspirat de cei mai evoluați decât mine. Să fiu cioară printre vulturi. Adică vulturi aspirant. Și se zice că un profesor mediocru îți spune, un profesor bun îți explică, un profesor extraordinar te inspiră. Asta cred că e un citat din cineva. Am văzut foarte multe show-uri aici. Toate geniale în felul lor. Aș fi văzut și mai multe, dar trebuie să plec că trebuie să ajung în Los Angeles la Magic Castle. Este sediul Academiei de Arte Magice. E un club privat unde ai acces doar dacă ești membru sau dacă ești invitat. E un loc spectaculos, un loc plin de magie, de mister, de poveste, de istorie. Și partea enervantă, un loc unde există un dress code foarte strict. Dintre aici nu e nimic decât o cameră. Și pe unde se intră? Open Sesame.
timp de 10 zile în Vegas am văzut show-uri de magie și show-uri care sunt magice, chiar dacă nu sunt neapărat de magie. Am văzut producții de nivelul celor pe care le fac eu în România și am văzut producții de milioane de dolari. Am vizitat și Magic Castle în LA, un loc care respiră magie. Toate astea mi-au întărit și mai tare ideea că trebuie să împing și mai mult, că trebuie să-mi depășesc și mai mult limitele, că nu există limite și că magia pentru mine este mai importantă decât orice. În ideea asta aș vrea să încheie acest clip cu o povestioară despre un magician care se numea Max Malini. El se autointitulase magicianul regilor și al președinților. Și era. Se zice că la un moment dat își prezenta actul în fața reginei, a rugat-o pe regină să aleagă o carte de joc, a pus-o înapoi în pachet, a amestecat cărțile, a luat din salon o masă, a întins cărțile cu fața în jos pe toată masa și legat la ochi, a înfipt un cuțit în masă. A ridicat masa, toate cărțile au căzut, mai puțin una, cartea în care s-a înfipt cuțitul. Era într-adevăr cartea reginei. Regina, când a văzut asta, a spus: tu știi că masa în care tu tocmai înfipt un cuțit este o masă pe care noi o păstrăm din generație în generație și care este foarte valoroasă? Iar Malini a zis: acum este și mai valoroasă că în ea a înfipt un cuțit marele Malini. Ok, Google, tell me a joke about magicians. What do you call a Labrador that becomes a magician? A Labracadabrador.